bun venit la un nou interviu, Bravo I Still Backstage. Eu sunt Adelina Minulescu și alături de mine este Alina, care este proaspăt întoarsă de pe platourile de filmare. Am răpit-o puțin. Bună, Alina! Bună! Ce faci? Cum te simți? Surprinzător, mă simt foarte bine, încă am destul de multă energie. Cum au trecut pentru tine cele două, să zic, gale până acum și... Cum te-ai adaptat noului ritm la Bravo I Still? Sinceră să fiu, trebuie să recunosc, la început mi-a fost foarte greu. Am vorbit despre asta și în emisiune, cumva la început mă simțeam puțin inferioară față de colegele mele, pentru că multe dintre ele au deja studii în domeniu și atunci eu, neavând cumva și fiind o perfecționistă, m-am simțit puțin inferioară. Simțeam că nu-mi găsesc cuvintele, că nu știu să vorbesc despre ținutele lor în termenii potriviți, dar mi-am revenit foarte bine. Da, tu vii din același domeniu, practic că ești make-up artist și atunci tot are legătura arta, tot ce înseamnă ținute vestimentare. Ai spus că practic ți-ai dorit să ieși din umbră, din conul de umbră și să vii în față. Cumva este o frică pe care îmi doresc să mi-o depășesc. Așa cum am zis, eram obișnuită să stau în spatele cortinei și acum pentru mine este așa un pas enorm. Deci nu am urcat doar o scară, am urcat vreo 4-5 cel puțin. Și atunci cumva mi-e destul de greu să-mi intru în ritm. Dar cu siguranță o să fac față cu brio, nu fac griji. Ești o persoană cameleonică și am văzut asta și din filmulețul de prezentare, pentru că acolo aveai o atitudine destul de relaxată și foarte stăpână pe tine. Tu ești o persoană și foarte elegantă, în schimb. De unde această versatilitate? Mulțumesc din suflet, în primul rând. Într-adevăr, sunt foarte cameleonică, mă îmbrac în funcție de starea pe care o am, știu să port și un compleu sport și să transmit treaba asta, știu să fiu și foarte elegantă, să fiu o doamnă, știu să fiu și, nu știu, într-o zonă poate mai sexy, mai agresivă puțin și în același timp să nu transmit o chestie nașpa, deci cumva treaba asta mă ajută. Nu știu de unde o am, dar există în mine. Am văzut și mă folosesc de ea. Că ești și foarte directă atunci când îți dorești să transmiți ceva, pentru că e imposibil să nu remarc, pentru că și noi ne uităm acel conflict în care Sorina, mă rog, nu este un conflict, ci ai reacționat în momentul în care ai sesizat minciuna în platou, în ceea ce privește pe Sorina. Am rămas cumva surprinsă că este prietenă cu Rux și, mă rog, alte persoane cumva influente, cunoscute și așa mai departe. Și atunci cumva tind să cred că este posibil să aibă ajutor pe partea asta. Așa este Alina în viața de zi cu zi? Da și nu, depinde de situație. Într-adevăr, dacă urăsc ceva în viața asta, este minciuna. Și cumva ofer fiecărui om care, nu știu, a greșit cu ceva sau este într-o situație, nu cataloghez, nu critic până nu am ceva palpabil, până nu am o dovadă. Într-adevăr, în situația Sorinei, nu am spus foarte multe până în momentul în care am avut dovada. Am văzut exact poza și atunci, clar, nu aveam cum să nu reacționez. Exact. Pentru că faptele vorbesc mai mult decât cuvintele și atunci nu cred că era cazul să tac sau să justific în alt fel. Dintre toate concurentele, cine ți se pare ție cea mai reală? Cred că o doză de realitate destul de mare e în fiecare, adică cred că fiecare arată cumva asta. Când petreci atât de mult timp cu oamenii... Voi deja ați început să petrecești foarte mult timp. Exact. Măștile cad. Poate la început puneam cumva etichete greșit, dar cumva acum ne-am descoperit și nu mai ai cum să te ascunzi. Degeaba încerci o oră să fii cumva, pentru că în următoarea oră cade masca și se vede cu adevărat cine ești. Cine este Alina dincolo de platou de filmare Bravo I Still? Cum a ajuns Alina, de fapt, la Bravo I Still? Măi, cum a ajuns Alina? Să fiu sinceră cu voi, a ajuns tot printr-o lipsă de încredere în ea. De fapt, nu mă așteptam să ajung aici. Te-am scris altcineva? Nu, m-am scris eu la mișto. Stăteam într-o seară liniștită, nu aveam pe cine să sun, că era o oră foarte târzie și mi-a apărut castingul. M-am înscris, nu i-am dat foarte mare importanță pentru că deja maimuțica mea a început să zică: aia, oricum nu o să te sune nimeni, n-are rost să te chinui pentru că
Nu o să ajungi acolo. Tu ești și căsătorită. Da, sunt și căsătorită, dar din fericire am o relație... Soțul tău, adică ce a spus în momentul când... Inițial nu, după ce am participat la casting și am aflat că sunt și concurentă, bravo, ai stil, eram așa, să vin, să nu vin, dar ce să fac? Eu, de fapt, cum mă desconsideram de cele mai multe ori, credeam că nu o să fiu capabilă să mă îmbrac, să țin pasul totul. Cumva, da. Să-mi ies din zona de confort, că cred că, de fapt, asta este cel mai greu, să-ți ieși din bula aia roz pe care o construiești și nu intră nimeni în ea. Și eu, cumva, asta am făcut. Soțul meu mă susține foarte mult, că, revenind la ce am vrut să spun, inițial eram cumva, nu știam dacă să vin, să nu vin, și la care el îmi răspunde, mai femeie, îi zic, o zis, eu mi-am luat programările să vin cu tine la București, să umblu după tine și acum tu să zici că nu știi dacă vrei să mergi, mergi acolo și descurci fetițo. Da, deci am parte de toată de susținerea lui. Da. Dar cum este să fii departe de casă, de Sibiu și să stai în București? Singură stai, bănuiesc? Adică... Nu, am și pe sora mea care stă cu mine, ea pe lângă soră, mie și asistentă. Și atunci cumva mă ajută foarte mult aici. Am un business împreună, practic. Da, păi fiind make-up artist, am studioul meu, ea este și asistenta mea, mă ajută și pe partea cu cursurile, cu programările, îmi gestionează și timpul și atunci cumva am parte de ajutorul ei și aici și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Cum îți vezi tu parcursul în cadrul Bravo Ai Stil? Ești chitită pe a câștiga premiul cel mare sau pentru tine cumva parcursul este important? Trebuie să recunosc că cel mai mult mă interesează în competiția asta să mă descoper pe mine, să fiu cea mai bună varianta mea, să dau tot ce pot, deci absolut tot ce pot și crede-mă că poate, nu știu dacă se vede sau nu se vede, chiar mă implic foarte mult, adică mă documentez, pentru că înainte eram paralelă cumva, adică cu siguranță am simțul ăsta, nu am cum să zic că nu l-aveam. Dar este ca o piatră neșlefuită și atunci eu cumva acum șlefuiesc foarte mult piatra asta și mă implic 100% în proiectul ăsta. Cu siguranță mi-aș dori să câștig, dar așa cum am zis, în primul rând experiența asta e pentru mine. Dar ce faci cu business-ul? Cine se va ocupa? Pentru că bănuiesc că tu fiind aici aproape non-stop și nu-ți mai rămâne timp practic de nimic, adică... Da, sunt o persoană... foarte organizată și atunci am știut cumva, da, am știut cum să-mi gestionez timpul, astfel încât să nu fiu nevoită să anulez, să încurc pe cineva. Încerc pe cât se poate să fiu foarte organizată. Stăteam să mă gândesc acum, știi că am talentul ăsta de a mă uita la fețe și de a spune cu cine semen. Cu cine crezi tu că semen, dragă? Mi-a căzut fisa în timpul defileului. Nu știu că... Fie mi se spune că se mănc cu Adelina Pestrițu, depinde de cum sunt coafată. Da, se vezi cu Adelina. Da, și nu știu, altcineva nu știu. Semen cu măta mare de aici, semănați leii la față, nu știam la cine mă uit și cu mine? Da, semănați foarte tare la față. Sunteți, și acum te văd pentru că ai fruntea liberă, are fruntea liberă și cumva e mult mai clară asemănarea. Dacă stăm să ne uităm puțin. Eu sunt îmbrăcată până în gât, lucruri care nu mă caracterizează. Poți să te întreb ceva? Te rog. Deci voiam neapărat să port și vreau să port peruca aceea blondă pe care o porți și tu. Care blondă, Donatella sau peruca cea care m-a caracterizat? Cu breton. Exact. Am înțeles. Și am zis, măi, să o iau, să nu o iau. Bine, nu la ținuta de astăzi, în viitor. Și am zis, te rog, te rog, fetelor, orice de genul acesta, orice artificiu de genul ăsta e bine primit. Dacă nu la Bravo Ai Stil, unde? Cu cine crezi tu că rezonezi cel mai mult dintre cei trei? Cred că rezonez cu fiecare în parte, în anumite direcții. Deci n-aș putea să spun că am... E și prematur acum. Da, da. Adică la fiecare apreciez ceva. Am văzut că te aprecia foarte mult Alex. Alex fiind un, să zicem, un zeu în domeniul make-up art. Da, un om extraordinar pe care eu îl urmăresc și îl apreciez de foarte mult timp. Și pot să spun că sunt mai mult decât fericită și bucuroasă. Sau cumva parte de, nu știu, vorbe bune din partea lui, de susținere într-o oarecare măsură, jurat concurent. Și mă bucură foarte mult. Cum crezi că se va schimba Alina pe parcursul Bravo Ai Stil? Deja s-a schimbat Alina. Alina a învățat să spună când are ceva de spus. Înainte nu aveai curajul să spui? Nu, neapărat că nu aveam curajul. Cred că de cele mai multe ori mi-am dorit să nu deranjez oamenii din jurul meu.
chiar dacă oamenii n-ar trebui să se simtă deranjați, că de cele mai multe ori contează tonul pe care o spui. Niciodată nu am vrut să jignesc pe cineva sau dacă am avut ceva de zis, am spus-o constructiv. Alina, pe parcursul Brava Estilva pe Lala Stilist, crezi că vei avea nevoie la un moment dat? Nu. Așa cum am spus, vreau ca parcursul meu în această emisiune, indiferent că o să fie de o lună sau de câștigătoare, vreau să mi se datoreze mie. Cum te descurci cu hainele? Că este foarte greu în acest moment. Adică chiar de la început este greu. Da, până în momentul de față, pot să spun ce se întâmplă acum. Îmi cumpăr hainele, am un dressing destul de generos pe care nu am apucat să-l folosesc. Care e cea mai scumpă piesă pe care o ai? Uite, să știi că aici nu mă pot lăuda sau așa cu piese foarte scumpe pentru că am muncit foarte, foarte mult. Și consider că nu sunt în punctul în care să mă duc să dau pe o pereche de 5.000 de euro. Exact, sau... pentru că muncesc foarte mult și am preferat, da, am preferat să investesc banii în alte bunuri care îmi oferă înapoi sau îmi oferă o stabilitate. Adică consider că hainele, în momentan, cel puțin hainele de brand, pentru mine nu sunt o prioritate și nu mă definesc. Cu siguranță îmi plac și îmi doresc să ajung la nivelul la care, nu știu, să mă duc într-un magazin de brand și să cumpăr o geantă ca acum cum merg în Zara și îmi cumpăr o geantă. Cu siguranță ăsta e drumul pe care aș vrea să-l parcurg, dar în momentul de față nu. Care a fost cea mai bună ținută a ta de până acum și pe care ți-au apreciat toți jurații și care simți că a fost muncită? Muncită în sensul care ai depus suflet și știi că ți-a ieșit și că ai fost super apreciată. Uite, să știi că de la început am încercat ca în fiecare ținută pe care am făcut-o, cumva chiar dacă părea 100% în stilul meu, de fapt nu era. Asta zic, că nici măcar nu știam ce stil am, fiind cumva o persoană cameleonică și în același timp o persoană care petrece foarte mult timp în studioul de machiaj. În studioul de machiaj clar mă îmbrac foarte cozy, foarte sport, adică compleuri de sală, chestii basic. Nu am avut cumva posibilitatea să explorez anumite zone stilistice. Deci nu știu 100% ce stil mă reprezintă și atunci cumva în această emisiune am încercat în fiecare zi să aduc elemente care îmi plac, să le îmbin cum am considerat eu că ar da bine, indiferent dacă nu se potrivesc texturile, materialele și mai știu eu ce. Tocmai ce ai avut o discuție, da, în acest, da, sens, exact, adică legată de materiale și de, exact, chiar ținuta pe care o puteam. Da, exact, dar seara mi-am construit ținuta asta din piesele pe care eu le-am în garderobă. Cu siguranță nu aș fi pus genul ăsta de curea cu perle înainte, tocmai pentru că nu erau pe set, să zic așa, dar chiar dacă risc venind cu piese și texturi diferite care se pot potrivi sau care nu se potrivesc, eu vreau să și învăț aici. De ce nu merge asta? De ce merge asta? De ce nu dă bine? Deci cumva pentru mine e o școală, Bravo iStyle. Tot în discuția de astăzi, referitor la povestea ta, ai spus că îți dorești o fetiță pe viitor. Cu siguranță. Bine. Nu știu cum să zic să sune bine. Mi-aș dori o fetiță, dar în același timp, indiferent că este fetiță sau băiat, la momentul potrivit, cel mai important este să fie sănătos. Cred că asta contează cel mai mult. Dar dacă ar fi să ai o preferință, cu siguranță mi-aș dori o fetiță. Să-i fac așa codițe, sau, mai ales fiind make-up artist, îți dai seama, okay, că... Spune-ne, te rog, ce vrei să le transmiți sau... Dacă e să le transmiți un mesaj celor care te urmăresc, ce le-i spune despre Alina? Cum i-ai determinat tu să te votezi? Le-aș spune că Alina nu este poate doar o fată aparent frumoasă sau rea sau cum mi se mai spune mie că par... Rea? Da, adică dacă oamenii... Cine ți-a spus rea? Da, dacă nu mă cunosc, oamenii în general care nu mă cunosc, nu sunt o persoană așa gen să vin să mă bag în seamă cu tine. Dacă avem mai contact și simt că se poate crea o discuție, discut. Dacă nu mă fac că nu te văd, dar asta nu este cu niciun fel de aroganță sau superioritate sau mai știu eu ce. Pur și simplu nu-mi place să vin să te periez când nu e caz. Nu ai chef, știi? Și atunci nu vreau să, tot din dorința asta de a nu deranja oamenii din jurul meu. Și atunci cumva de-a lungul timpului mi s-au pus foarte multe etichete că sunt arogantă, că m-am ajuns, că... Și dar cum... te-ai ajuns în ce sens? Că... E foarte clar că muncești pentru ceea ce faci, da, dar pe toate planurile. Da, dar atunci când stai pe canapea și spargi semințe, e mult mai simplu să spui despre un om că s-a ajuns sau
știi? De asta, prin emisiunea asta vreau să le dau șansa oamenilor să o cunoască și pe Alina. Alina este de fapt o fază foarte sensibilă. Cred că am plâns în emisiunea asta când n-am plâns în toată viața mea, vă spun sincer. Deci chiar sunt o fată foarte sensibilă, un om foarte bun, un om care de cele mai multe ori s-a lăsat pe el ca să ajute pe altcineva. Chiar dacă nu era ceva apropiat. Situație exactă sau nu știu, un lucru care te-a emoționat atât de mult și pentru care ai luptat atât de mult și pentru că ai probabil ceilalți oameni te-au catalogat invers. Sau dacă ai avut, ai întâlnit astfel de situații. Am întâlnit foarte multe situații de genul în care am oferit foarte mult și poate când am avut o perioadă în care n-am mai putut să ofer și prin a oferi nu mă refer la ceva material, da, mă refer, nu știu, și la ieșiri în oraș. Așa cum am menționat, lucrez foarte mult și atunci nu am mai avut timp să ies la cafele, poate cum aveam înainte. Și s-a ajuns la chestia asta din partea oamenilor apropiați, că de fapt asta mă deranjează și mă sensibilizează foarte tare, pentru că nu mă așteptam ca oamenii care știu de fapt cine sunt și cât am muncit să ajung aici, să-mi spună că m-am ajuns. Pentru că niciodată nu am negat cine sunt, de unde am plecat. Am plecat dintr-o familie modestă și sunt nu că recunoscătoare pentru asta. Adică, cu siguranță... Dar ți-ai împlinit un vis. Da, cred că toți ar trebui în viața asta să-și dorească cumva să se autodepășească, să-și depășească limitele, să-și depășească nivelul. Adică în noi stă treaba asta, doar în noi. Acum, spre final, spune-ne și indicativul, de fapt spune-le celor care te privești pe partea de online, indicativul să te susțină și să fie alături de tine și să le mai spui unde te găsesc, pe ce în social media, unde te pot găsi, să îți aprecieze pozele sau să-ți lase un comentariu. Bun, deci, dragilor, în primul rând, vă mulțumesc pentru toată susținerea de care am avut parte până în momentul ăsta. Sunt convinsă că mulți dintre voi deja ați văzut cine este Alina dincolo de o imagine frumoasă. O să am nevoie de susținerea voastră în continuare. Pe Instagram mă găsiți Olariu Alina. O să vă dați seama care sunt. Am și foarte multe poze cu machiaje. Și foarte multe poze din vacanță. O singură vacanță am avut, nici lună de miere n-am avut. N-ai avut lună de miere, de nu, ce? Pentru că am lucrat, a fost în sezon. Wow! Da, asta de când timp ești căsătorită? De 4 ani. Ești la început. Am plecat 3 zile la Mamaia să scap de neamuri. Nu vă supărați dacă auziți asta. Mă puteți vota și mă puteți susține în continuare la indicativ 3, mesaj la 1220. Vă mulțumesc din suflet. Și noi îți mulțumim, Alina. Cu mult, mult drag. Și noi ne revedem și data viitoare la un nou interviu cu o altă concurentă.